Să nu rămână pic de zăpadă. Și cea de acolo, și cea de acolo, și cea de acolo, și de acolo. Și de acolo, și de acolo, și de acolo. Nu mai fi supărat, ștrumfule, cu ochelari. Mulțumesc. Baba ștrumf! Hey, bravo, micuții mei ștrumfi. Puneți totul în ordine pentru festivalul de Paște. La 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 la. Oh, Baba Ștrumf! Ce părere ai de costumele noastre de Paște? Nu sunt drăguțe? Sunt foarte drăguțe. Urăsc să fiu drăguț. Primăvara este în timpul meu preferat. Primăvara, urăsc anotimpul ăsta. Tu nu, Azrael? Da, da, miau. Cu soarele ăsta strălucitor. Da, da, miau. Florile astea ce put îngrozitor. Da, 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 miau, miau, miau. Și cu dăunătorii ăștia. Plecați, zut, cărați-vă. Și cel mai rău, primăvara sunt cei mai fericiți nesuferiți iară ștrumf. Tot timpul cântă, dansează și râd. Încetați! Încetați să fiți așa de fericiți! Încetați! Vă ordon eu, Gargamel! Oh, dacă aș putea prinde netrebnici ăștia albaștri! Dar cum? De ani încerc toate trucurile rele pe care le știu și ei tot îmi scapă! Ah, doar dacă nu am de ales și voi cere ajutorul lui Baltazar! Miau! Baltazar! Doar gândul de a merge la el mă umple de spaimă, dar este singura cale. Singura cale. Ștrumfilor, m-auziți? Distrați-vă cât mai puteți. Vom vedea cine râde la urmă. Căutând-o de Paști, la 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 la. Nu, 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 blecuțule. Nu, sub pietre nu se găsesc ouă. Nu? Desigur că nu. Aici se găsesc ouă de Paște. Ora, vino cu acea, ușorule, ușorule. Nu te înveți niciodată, mă ocup eu de asta. Cot-codac, 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 cot-codac. Hopa, ștrufule cu ochelari, penele tale. Nu mai vorbi, ascultă, doar așa poți învăța ceva. Dar ștrufule cu ochelari. Crede-mă, bleguțule, nu există niciun câine mai deștept decât mine. Acum ce facem, ștrufule cu ochelari? Ține-mă în brațe. Hai să plecăm de aici. Cred că am scăpat. Așa e, dar am rămas și fără ouă. Ce o să-i spunem lui Papa Ștrumf? Ștrufele cu ochelari? Nu acum, bleguțule, mă gândesc. Dar... ouă, 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 îmi vine o idee. Este cam încețoșată, dar este fără îndoială o idee genială. Dar ouul ăsta ce are? Oul acesta? Oul acesta, da. Exact asta a fost și ideea mea. Da, 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 da. Hă? Serios? Cred că de asta tu ești creierul operațiunii. Nu-mi place să-l vizitez pe Baltazar, cum nu-ți place nici ție, Azrael, dar trebuie să fim curajoși. Ușor de zis, miau. Ține minte, Azrael, fii curajos. Ah!
Baltazar! 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 Baltazar, sunt eu, Gargamel, singurul tău, fin. Nu știu, de aceea m-am purtat frumos cu tine. Acum, spune-mi ce vrei. Da, da, eu vreau să aflu cum pot, cum pot prinde ștrufi. Ștrufi? Ștrufi sunt doar un mit. Singurul loc în care vei găsi ștrufi este în această carte. Este plină de bazme despre spiriduși și troși și ștrufi. Are și o rețetă de a transforma plumbul în aur, fierbând 6 ștrufi. Pot transforma plumbul în aur dacă fierb 6 ștrufi? Desigur, ce absurditate! Există și o metodă de a prinde ștrufi, păcălind-o pe mama natură să-i înghețe, chiar în satul lor. Mama natură, ștrufi, ce nebunie! Niște superstiții nebunești! Da, 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 desigur, ai perfectă dreptate. Eu am întotdeauna dreptate. Acum dispari, te-am văzut destul pentru o zi. Da, da, la revedere, la revedere, nașule. Acum nu doar îi voi prinde pe ștrufii aia netrebnici, dar îi voi transforma și în aur. Voi prăji câțiva, voi mura câțiva și pe câțiva reci voi mânca. Plecuțule! Ce-am făcut? Hei! Oh, vai de mine! Dar ce se întâmplă? Iese din nou? Oh, nu este minunat? Pentru o rață n-arată rău. Oh, săracă rățușcă, ce mod îngrozitor de a-ți începe prima zi. Ștrumpițo, rățușca crede că ești mama ei. Mama lui? Dar eu... Alo? Mama Natură? Unde ești? Mama Natură? Alo? Iuhu! Vai, vai, vai! În fiecare an e din ce în ce mai greu să scap de frigul din oase. Treziți-vă, copii! A venit primăvara! Așa e mult mai bine! Bufniță, ce e cu toată zarva asta? Un oaspete? N-am mai avut un oaspete de sute de ani! Vin imediat! Vin imediat! Da? Mama Natură, vin de foarte, foarte, foarte departe pentru a vă aduce acest simbol al aprecierii mele. Da, miau. Ce drăguț! Dar aceștia nu seamănă cu ai mei. Dar sunt aproape la fel de drăguți. Da, miau. Miroase. Voi, ce faci? Voi de mine? Oh, nu mă simt prea bine. Liniștește-te, Mama Natură. Acum ești sub puterea mea. Oh, nu, nu se poate. Vei strica echilibrul lucrurilor. Dar nu am terminat cu schimbatul anotimpurilor. Somnușor, Mama Natură. Azrael, am reușit. Am oprit primăvara. În curând, Papa Ștrump a venit să vadă ce s-a întâmplat. Iar eu, îl voi aștepta. La 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 la. Ce ciudat mi se pare. Parcă a venit iar iarna.
Pe ștrumfenia mea, s-a întâmplat ceva cu vremea. Trebuie să organizez o adunare de urgență. Iar acesta, micii mei ștrumfi, este cel mai rău viscol pe care l-am văzut în cei 543 de ani ai mei. Trebuie să acționăm imediat. Urăsc să acționez. Constructorule? Sunt aici, papa ștrumf. Am nevoie de o scară destul de înaltă pentru a ajunge la crângile marelui stejar. Sportivele, preguțule, ștrumfele cu ochelari, ștrumfiți-mă mâna de ajutor. Bine, bine, papa ștrumf. Glumețule, monocanosule, ștrumfito, coitorule și fermierule, duceți-vă la hambar și adunați restul de provizii. Bine, papa ștrumf. Ceva îmi spune că trebuie să ne așteptăm la o iarnă lungă. Bunjurel! Aveți grijă, ștrumfilor! Mai cu spor, ștrumfilor, așa mai sus, așa, trebuie să ștrumfiți bine! Hei, rup, hei, rup, hei, rup, am reușit! Ura! Papa ștrumf, satul nostru e aproape îngropat sub zăpadă! Da, și mâncarea noastră aproape s-a terminat! Iar dacă furtuna va continua, ne vom duce și noi! Ce putem face, papa ștrumf? O singură persoană poate pune lucrurile la punct! Trebuie să o vizitez pe mama natură! Ciudat! De dimineață era primăvară, iar acum e ger. Ceva nu e bine, e chiar foarte rău. Mi-a dispărut cartea. Poți o aleg, Gargamel? Dar de ce-ar fără o carte inutilă despre zâne? Doar dacă ele nu sunt basme. Alo? Mama natură? Mama natură? Alo? Gargamel! Ai avut dreptate, papa ștrumf. Câtă dreptate ai avut? Azrael, prinde-i! Miau! 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 Azrael, prinde-l, nu lăsa să scape! În curând, nesuferiților, vă voi transforma în aur și voi deveni cel mai bogat și mai puternic vrăjitor din lume! Iar voi și papa ștrumf nu veți mai exista! Permite-mi să-ți prezint un prieten de-al meu. Miau, miau! Mulțumesc, prietene! Acum trebuie să mă întorc în sat. Repede! Azrael! Azrael! Nu, nu mai pot aștepta pisica proastă. Am 6 ștrumpi de fiert. Iar apoi voi avea aur, voi fi bogat, putre de bogat. Voi prăji câțiva, voi mura câțiva și pe câțiva reci voi mânca. Ștrumfilor, ștrumfilor, ștrumfilor! Gargamel a răpit-o pe mama natură! Mama natură! Și 6 ștrumpi! 6 ștrumpi! Și dacă nu o eliberăm pe mama natură, pădurea va rămâne înghesată pentru totdeauna. Să mergem! Să mergem! Da, 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 da! Răul ăla de Gargamel! Nu, rățușco, tu rămâi aici! Nu, rățușco, tu rămâi aici! Este mult prea periculos! Nu, rățușco, tu rămâi aici! Clăbetele, constructorile, lacumule, ocupați-vă de ușă. Bine, papa ștrumf. Ștrumf fierți. Mult aur. Băgat, 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 putere de băgat.
Cochetule, păzește ușa. Bine, papa ștrumf. Hei, uite-te, papa ștrumf. Bine, așteptați, vă voi ștrumfi imediat. Ce luptător frumos păzește ușa. Ce ochi pătrunzători, ce bărbie proeminentă. Și mustățile sunt uluitoare. Mustăți? Da, Iazrael! Mama natură, treziște-te! Mai repede, ștrumfilor! Fugiți, ajutor, vai! Îl urăsc pe Azrael! Sportivile, cochetele, dulapul! Bine, papa ștrumf! Acum! Bună treabă, ștrumfilor! Acum plecați cât puteți mai repede! Repede! E prea periculos aici! Așteptați alături de ceilalți în timp ce eu încerc să o trezesc pe mama natură. Dar, papa ștrumf, nu te putem lăsa aici. Ștrumfițo, e un ordin. Bine, papa ștrumf. Săracul papa ștrumf, sper că va fi în regulă. Dacă se trezește Gargamel? Dacă nici asta nu o trezește pe mama natură, nimic nu o va face. Brățușcu, ce cauți aici? Priviți! Vine cineva! Încă un om! Asta nu poate însemna decât că papa ștrumf e în mare pericol! Acum e gata! Deschide, Gargamel! Știu că ești înăuntru! Gargamel! Ce? Unde mi-e cartea? Știu că tu ai furat-o! Și ștrumfii sunt adevărați? Spune-mi! Ștrumfii? Real? Desigur că nu! Au dispărut? Ștrumfii mei au dispărut! S-au dus! Un ștrumf! Sunt adevărați! Papa ștrumf! Îmi pare rău, Gargamel, dar trebuie să fug! Oprește-te! Gargamel! Ești un idiot! O rușine pentru familie! Dispar din cala mea! Grăbește-te! Am nevoie doar de 6 ștrumfi pentru a face aur! Nu contează dacă sunt morți sau vii! Privește, Gargamel! Asta este bagheta magică viitorului! Puterea ei va schimba lumea! Hai, papa ștrumf! Vai, papa ștrumf! Papa ștrumf! Papa ștrumf! Papa ștrumf! Te simți bine? Eu sunt bine, dar micuțul boboc de rață nu a fost atât de norocos! Nașule, este uimitor! Este... Liniște! Ștrumfilor, ascultați-mă! Ascultați-mă bine! Eu sunt Baltazar, marele vrăjitor! 6 dintre voi să mi se preda sau veți plăti cu toții un preț scump! Așa e, veți plăti scump! Uite răspunsul nostru, Baltazar! Da, ăsta e al meu! Nu! Asta se apropie! Vai de mine! Unde sunt? Mama natură,
Aici e casa lui Gargamel. V-a făcut o vrajă să dormiți pentru a opri primăvara. Oh, să oprească primăvara? Da, da, acum îmi amintesc. Mi-ai adus niște trandafiri negri. Să-ți fie rușine, Gargamel! Ai stricat echilibrul lucrurilor doar pentru scopurile tale egoiste! Stai ceva, dă-mi drumul! Nu pot scăpa așa ușor! Așa am terminat primăvara s-a întors. Stai ceva, dă-mi drumul! Da! Ura! Așa ușor! Mamă natură, poți face ceva pentru rățușcă? Oh, sărăcuțul! Să vedem! Așa, rățușcă! Oh, acum va fi bine, ștrumpițo! Vai, rățușcă! Ăsta e chiar un motiv de bucurie! Paște! Vă mulțumesc pentru tot! Ne bucurăm că te-am putut ajuta, mama natură! Ai noroc că nu sunt mai tânără cu câteva mii de ani, papa ștrung! Și mult mai scundă! Mama natură e pentru tine, mama natură! Este o surpriză! Glumețule, nu! Mulțumesc, glumețule! Sunt minunate! La revedere! Paște fericit! Paște fericit, mama natură! Urăsc finalurile fericite! Cea mai grea chestie pentru un vrăjitor, ca și pentru unul mare ca mine cum sunt eu, e să scormonez după ingrediente și ciuperci și opărurile și broaște moarte. Și scorpion. Ce asta? Ce-ar fi să luăm niște pir și volbură, papa ștrunf? Da, ștrunfițu, și niște nemțișori. Oh, tare îmi place mirosul de ierburi proaspete. Da, și mie. Ai grijă pe unde strunfești. Mulțumesc, ștețule, ai găsit nemțișor. O, cu plăcere, papa ștrunf. Vezi, dacă nu reușești să faci ceva, cheamă-mă, pentru că eu nu las o piatră neîntoarsă. Așa că nu mă mai chemați. Hei, ștețule, cred că avem toate ierburile de care avem nevoie. La revedere, iauzule, și nemțișor și... Oh, ce s-a întâmplat, papa ștrunf? Ștrunf, fugiți! Ajutor, oh! Ajutor! Oh! Iată, uite, ce micuți sunt! Eu nu sunt nicio micuță! Da. Cine ești? Eu sunt ștrumfița, dar tu cine ești? Sunt Morden, vrăjitorul regiului Argon. Micuții ăia. Fascinante vietăți. Poate găsesc să le folosesc la ceva. Ieșiți de acolo, micuți sticăloși. Păftim, așa o să rămâneți pe loc. Rege Argon, ce mai vrăși despotul ăsta nesătul? Ce vrăjitor îngrozitor! Ce ne face papa ștrunf? N-ai grijă, găsește papa ștrunf o soluție, nu-i așa, papa ștrunf? Mă gândesc, ștețule. Morden! Unde-o fi mizerabilul ăla de vrăjitor? Simt că-mi pleznește burta. Și mie, sire,
Oh, nu vine să cred că am mâncat toată chestia aia. Ați sunat, sire? Vrăjitorule, pregătește o licoare care să ne potolească durerea de stomac. Da, sire, o voi prepara, sire. E prea sus, papa Ștrumf. Bine, guțule, mă cazi pe cap. Scuze, istețule, așa e mai bine? Cu plăcere. Ai grijă, istețule. Ce cer, papa Ștrumf? De ce nu mi-o cere regele să fac o vrajă sau să invoc vreun spirit sau vreo arătare? Mă duc să-i prepar o licoare pentru un flac de durere de stomac și măcar n-am o rețetă pentru o chestie așa ridicolă. O să-i dau ceva. Un pic de ulei de brebenel, niște pir, un strop de răiure, un strop de ulei de ricin. Toți ne vine rău. Ha, perfect. Vrăjitorule, licoarea ta e greșită. Ce ai spus? Ca să calmezi durerile de stomac ai nevoie de sirop de ștrumfragi și mușchi de munte și... Spui tu mie, marele Morden, cum să tratezi o durere de stomac? Mă faci să râd. Să nu zică că nu l-am avertizat. Da, cine râde primul ștrumfește mai puțin și cine râde ultimul ștrumfește cel mai bine. Sau ceva cam de felul ăsta. Ah, ce gust groaznic! Vă simțiți mai bine, sire? Nu, mă simt mai rău ca niciodată. Poate că ar trebui să mai beți încă un pic. Încă un pic? Adu-mi o licoare care să-mi facă bine vrăjitorule, că altfel o să putrezești în temniță. Ai priceput? Da, sire. Firar să fie. Acum chiar că am dat de belea. Poate că ar trebui să... Să-l asculți pe papa Ștrumf? Ce? Papa Ștrumf știe toate rețetele. Știe de toate, papa Ștrumf. Ești vrăjitor? Păi mai folosesc niște rețete din când în când. Poți să-i lecuiești durerea de stomac a regelui? Da, dar numai dacă ne lași să plecăm. Fie, treci la treabă. Îmi dai cuvântul tău, vrăjitorule? Sigur, cuvântul lui Mordain e cu un cuvânt de onoare. Vrăjitorule? Da, sire. Te-ai descurcat bine. Mă simt iar ca un rege. Mulțumesc, sire. Știam eu că se va fi sire. Licoarea a fost perfectă. Sigur că da. Dacă papa Ștrumf ștrumfește un leac, ești lecuit. Pentru că papa Ștrumf întotdeauna... Liniște! Mordain, noi ne-am ținut de cuvânt. Acum e rândul tău. E timpul să ne lași să plecăm. E cale lungă până în satul nostru. Nu v-am spus. M-am răzgândit. Rămâneți aici, toți. Mi-ați fi de ajutor pe aici. Vrăjitor bătrân șticălos, ai promis? Așa e și te-am auzit cu toții, nu-i așa, papa Ștrumf? Liniște, de acum încolo faceți ce vă zic eu. Pentru că altfel vă prăjeți piricica aia albastră. Repede, ne îndreptăm spre margine. Ce-i asta? A dormit la loc. De unde o luăm, papa Ștrumf? Dacă țin eu bine minte, scara e pe aici. Luați-o pe aici. Nu putem să ștrumfim pe acolo? Doarme cineva, papa? Cum ieșim de aici, papa Ștrumf? E deschis în fereastra aia și țineți minte. Șoareci netrebnici.
Auzea, Papa Ștrumf! Mulțumesc, Ștrumfițo! Nu mă mai mișc așa de repede ca pe vremuri. Sunteți de fel? Da, Papa Ștrumf! Cine sunteți voi? Suntem ștrumfi, dar tu cine? Păi, eu sunt regele. Cine altul? Ce căutați voi aici? Vrăjitorul ăla îngrozitor și ticălos ne ștrumfrăpit. V-a ștrumfrăpit? Morden? Sire? De ce nu mi s-a spus nimic despre vietățile astea? Vietățile? Mărșav și ticălos, ce ești, Mordain? Aștept un răspuns, vrăjitorule. Mărșav și ticălos și îngrozitor. Păi, îi păstram ca surpriză pentru ziua, pentru ziua ta de naștere, Sire. Ziua mea de naștere? Foarte bine. Dar cine sunt? Cu ce se ocupă? Cu ce ne ocupăm? Ascultați aici, cer să... Cu ce se ocupă? Păi, sunt saltimbanci. Da, saltimbanci, Sire. Saltimbanci, zici? Dar ăla cu barbă pare prea bătrân ca să mai facă salturi. Am doar 542 de ani. Ăla e inutil, Sire. Îl țin doar ca să facă curat prin controlele laboratorului meu. Foarte bine. Păstrează-l, dar să joace ceilalți pentru mine imediat. Da, Sire. Vrăjitor, ticălos și îngrozitor. Orice ar fi, spectacolul trebuie să continue. Ascultați, Ștrumf, Papa Ștrumf și ceilalți trebuiau să se întoarcă de mult, trebuie să mergem după ei. Tracăr, cântărețul, lacomul, leneșul, glumețul, țâfnosul. Urăsc să mă înscriu voluntar. Urma nu-ți spune nimic, detectivule? Urma spune întotdeauna ceva, voinicule. Trebuie doar să știi ce cauți. Aha! Urmele se opresc aici. Ai vreo idee, detectivule? Măi să fie, astea sunt urme de om. Au fost ștrumfiuri răpiți. Ei, las că punem mâna pe omul ăla. Hai să pornim. Oh, mă întreb unde o fi Papa Ștrumf. Da, și eu. Nu vă faceți griji pentru Papa Ștrumf? Nu ne-ar lăsa el de izbeliște? Nu fi chiar atât de sigur. Salut, ștrumfișorii mei. Papa Ștrumf, te simți bine? Mai bine ca niciodată, istețule. Tocmai l-am ajutat pe prietenul meu, Mordain, la un experiment. Prietenul tău? Pe ăsta? Ajunge. E timpul să-l distrați pe regele Argon și pe cavalerii săi. Istețule, bleguțule, m-am gândit cum să scăpăm de aici. Mi-a venit și mie o idee. Ascultați, nu trebuie decât să cântăm groaznic și regele o să ne urască. Da, și pe urmă? Pe urmă o să ne dea afară. Exact la asta m-am gândit și eu. Cântați, ștrumfi, cântați! Da, da, e ziua ta! Ajunge, ce e asta? Ce înseamnă asta, vrăjitorule? Sire, probabil că e doar în gât. Dar priviți ce frumos dansează. Dansați, dansați, ștrumf, dansați. Dansați, dansați, ștrumf, dansați. Menestrelii ăștia îmi provoacă durere de stomac, vrăjitorule. O, istețule, are efect. Sigur, ideile mele întotdeauna au efect. Bravo! 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 Oh,
fin ar să fie! Nu iese deloc așa cum trebuie! Mordain, ștrumfii ăștia sunt cei mai amuzanți dansatori! Nu v-am spus eu, sire! Vor dansa mâine la banchetul de ziua mea! Papa ștrumf, o să ne ajut să evadăm? Să evadați? De ce vreți să evadați? Nu vrei să mergi acasă, papa ștrumf? Nu, nu, bleguțule, pentru mine aici înseamnă acum acasă. Aici înseamnă acasă? Păi bine, papa ștrumf, dar... L-ați auzit, ștrumf, o să rămâneți aici cu toții pentru totdeauna. Vrăjitor ticălos! I-ai făcut vrăj lui papa ștrumf. Ștrumfiță mică și stață, dacă nu cooperezi, o să-ți fac și ție vrăj. Nu mai e mult. Ah, după mine, ștrufii mei. Da, pe ei, pe a. Acum mai adăugăm un strop de pelin, 3 frunze de sarsaparilla, 4 grame de sprânz și suc fierbinte de rădăcină de mandragoră. Ai grijă, papa ștrumf, licoarea asta trebuie să aibă efect. A, ți-o garantez, stăpâne Mordain? Trebuie să o încerc, dar pe cine? Nu-mi vine să cred că am mâncat toată chestia asta, mă simt groznic. Vrăjitorule, mai dă-mi un leac pentru stomac, că nu mai pot. Sigur, sigur, tocmai am făcut unul. Are efect, rețeta are efect. Acum îmi pot pune planul în aplicare. Domn frații noștri ștrunfi sunt în castelul acela. Atunci să ștrunfim într-acolo. Drumul e liber și țineți aproape. Nu așa de aproape. Mai să fie, simt miros de... Cavaleri, călare zic. Eu zic, dați-i ștrumfeală. Un pic mai aproape, a? Haideți. Locul ăsta e așa de mare, e ca și cum ai căuta ștrumful în carul cu fân. Nu te mai frământa, lacomule, îi găsesc eu după miros. Trebuie să începem artificiile pentru ziua regelui, iar tu, papa ștrumf, ai să mă ajuți. Plăcerea e de partea mea, stăpâne Mordain. Papa ștrumf? De ce i-a spus stăpâne? Și ștrumfița, istețul și bleguțul, oare unde or fi? Sunt aici, înăuntru. Oh, uitați-i pe voinicul și pe detectivul și... Ștrumfilor, suntem aici sus! Oh, ștrumfiți-le repede de aici! Sunteți gata, ștrumfilor? Catapultați! E înțepenită încuietoarea. Voinicule, grăbește-te, se întoarce ticălosul ăla de vrăjitor. Repede, coborâți pe frânghie. Ce-i asta? Vai, nu se poate, au evadat. Regele o să mă scurteze de cap. Papa ștrumf, mai umple câteva rachete până îi găsesc eu pe ștrumfii nerecunoscători. Nu puteau să ajungă prea departe. Da, stăpâne Mordain. Dar ce-a pățit papa ștrumf? Oh, ticălosul ăla de Mordain i-a făcut vrăj. Și trebuie să ștergem până nu se întoarce Mordain. Da, dar... Aha, e clar că răspunsul se află în paginile acestor cărți. E clar. Păi să ștrumfească fiecare câte o carte și să începem să căutăm antidotul. Aha! Ia priviți, vedeți? Ăsta e! V-am spus eu că am să-l găsesc! Acum tot ce avem de făcut e să facem amestecul! Dar noi nu suntem alchimiști! Papa ștrumf l-ar putea face? Pot și eu! La urma urmei sunt asistentul lui papa ștrumf și nu degeaba! Nici nu sunt cineva care să nu fie luat în seamă! Am o idee! Oh, papa ștrumf! Ștrumfilor, stăpânul Mordain e tare supărat. De ce ați fugit? Oh, papa ștrumf! Am găsit o rețetă care o să ne facă să cântăm și să dansăm mult mai frumos. Poți să ne amestești tu ingredientele? Ce idee ștrumfească! Stăpânul meu o să fie tare încântat.
Cred că am mușcat bomeala. Să sperăm că o să-și facă efectul licoarea. Și ultima chestie, dar nu cea din urmă, un praf de piper. Gata. Oh, mulțumim, Papa Ștrumf. Ștrumfițo? Istețule? Plecuțule? Dar ce s-a întâmplat? Oh, Papa Ștrumf, ești din nou tu însuți? Întrebări din dijurare. Da, acum mă simt bine, dar trebuie să-i vadăm înainte să se întoarcă. Molvein? Oh, Papa Ștrumf, i-ai găsit. Dar ăștia l-ați dău de apărut. Au venit să mă salveze, stăpâne Mordein, dar i-am prins eu pentru tine. Excelent! Cu cât sunt mai mulți ștrumpi, cu atât îl va ține pe rege mai ocupat cu distracția. Bravo ție, vrăjitorule, că mi-ai adus atâtea vietăți din astea albastre. Să cânte, menestrelii! Haideți! Stați, sire, mai întâi artificiile, în onoarea zilei dumneavoastră de naștere. Bravo, Mordein! Bravo! Chiar o să vă placă următorul grup de artificii în înălțimea voastră. La mulți ani, sire! Acum, în timp ce tu și prietenii tăi grași mâncați muște, eu am să-ți fur tot aurul. Da, ce-i asta? Hă, veniți înapoi, ștrumpi jalnici, mai repede, înapoi! Mai repede, ștrumpișorii mei, mai repede! Ha, am pus mâna pe voi! Nu! Rock, 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 rock. Ce s-a întâmplat? Mordein v-a făcut vrăj. Mordein? Ah, și tu ai anulat vraja? Păi sigur că da. Dacă nu era Papa Ștrumf, ai fi rămas broască. Chiar așa? Și rămâneai și fără aur. Aaa, voi ștrumfii ăștia sunteți voi mici la trup, dar aveți o inimă mare. Vă sunt profund îndatorat. Luați pocalul ăsta din aur, vă rog. Vă mulțumim, majestate, dar noi n-avem ce face cu aurul. Dar eu m-aș simți onorat. Nu, noi vrem doar să ne întoarcem în satul nostru. Așa să fie, micuții mei prieteni. Detectivul, voinicul, ștrumfița, instensul, blegoțule, Leneșul, glumețul, glumețule! Așteptați-mă și pe mine, Papa Ștrumf, stai! Glumețule, unde ai fost? Tocmai i-am făcut regelui o surpriză de ziua lui. O surpriză? Da! Știam eu care simțul umorului e simpatic. Chiar așa? Da, am și de gând să-mi culeg niște flori. Iar eu am o surpriză deosebită pentru fiecare ștrumf. Bună, lacomule! Ești sigur că nu mergi la picnic? Nu pot, ștrumfițo, trebuie să coc 100 de plăcinte pentru festivalul de mâine. Poftim, istețule! E o surpriză! Ce drăguț! Papa Ștrumf zice mereu că e mai bine să dai decât să primești, pentru că nu contează ce dai, ci gândul că dai. Papa Ștrumf are dreptate. E mai bine să dai decât să primești. Oh, ce loc frumos! Ha? Vai de mine!
O săgeată de oamenilor. Am adus niște apă, voinicule. Bleguțule, ai grijă cu apa. Mulțumesc, bleguțule. Au, voinicule, bleguțule, oamenii se luptă. Înainte! Mai bine am strunfiu de aici. Sunt de acord cu mișcarea asta. Haideți, trebuie să-i prevenim pe cei din sat. Plăcinte, plăcinte, am făcut 100 de plăcinte. Pe unele am să le mănânc, pe altele nu. Eu nu pot duce decât o viață de artist. La 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 la. Strunfișorii mei, n-am fost niciodată mai fericit. Ajutor! Ce s-a întâmplat? Oamenii se luptă! Oamenii se luptă! Oglinda mea! Tablourile mele! Creierul meu! Plăcintele mele! Sunați alarma! Sunați alarma! Repede, repede! Haide, haide, ascundeți-vă în găurile de popândău și sus în capăt. Urați copaci și găurile de popândău. Hai, hai, mișcați-vă, mișcați-vă. Repede, repede. Acum să tacă toți ștrumfii. Papa ștrumf zice mereu. Plăcintele mele, minunatele mele plăcinte. Oh, vai, casa mea. Nouăzeci și opt, nouăzeci și nouă, o sută. Ura! Satul e distrus, dar toți ștrumfii sunt în viață. Bine, papa ștrumf, dar unde o să trăim acum? Și oglinda mea, papa ștrumf, sunt abstru ștrumfit fără ea. Iar eu sunt pierdut fără bucătăria mea. Mi-e foame, mi-e somn, mi-e sete. Ferma mea e distrusă. Eu vreau răzbunare. Urăsc răzbunarea. Ce e răzbunare? Răzbunare? Nu, nu, ștrumfișorii mei. Războaiele oamenilor sunt niște lucruri groaznice, dar soldații n-aveau de unde să știe că noi eram în drumul lor. Dar de ce se ruptă oamenii, papa ștrumf? Nu știu, bleguțule, dar fac asta mereu. Însă cel mai important lucru acum e să reconstruim satul nostru. Bravo, voinicule! În ritmul ăsta o să reușim să ne facem totul cât ai clipi. Bateți parul ăla! Ștrumfiți bușteanul ăla! Tăiați cândura! Vopsiți peretele! Așa cum zice papa ștrumf, munca este cheia spre fericire și cea mai mare aspirație a oricărui ștrumf! Da! Toți ștrumfii trebuie să muncească, să taie cât pot de bine, să vopsească. Satul ștrumfesc de cavalerii au stricat, ștrumfii cu toții să-l reclădească imediat. Mulțam că ne-ai adus aminte, poetule. Încearcă și ea să dea o mână de ajutor, voinicule. Da, da, știu, ștrumfiță, știu. Aș ajuta și eu cu o surpriză, dar au fost ștrumfite de cai. Și eu am pierdut tot ce aveam. Cu toți am pățit asta. Uită-te acolo la bietul lacom. Gătește la pirostrii. Probabil că îi se frânge inima. S-au dus plăcintele mele, toate 100. Cred că ar trebui să-i ștrumfim. Pe cine? Pe cavaleri. Pe cavaleri? Voinicule, suntem niște vietăți de-o șcheapă. Cavalerii sunt cât plăpul. Nu contează, ștrufițo. Putem face asta. Am văzut încotro o luată. Am mai avea nevoie de câțiva ștrumfi. E,
și de o surpriză drăguță ceva pentru o ocazie specială. Să văd ce pot face. Iuhu, ștrumfilor! Ne-ai strigat, ștrumfițo? Da, ce-am menținut, mă pot urmă. Vedeți? V-am zis eu, de aici au venit. Sigur, dar ce o să facem când e om ștrumfie? Le dăm o lecție, asta o să facem. Ei, cum facem? O să le ștrumfim cai. Le ștrumfim cai? O să le ștrumfim cai? Cai? Bravo, ștrumfițo! Acum se începe! Este un loc foarte bun să-mi lansez surpriza specială! Ador surprizele. Glumețule, explodează sau nu? Sigur, de îndată ce tragi de sârmă. Hei, cai! O fugă! Păzea! Nu-i rău. Ștrumfilor, sunteți bine? Meștere, scoate-ne de aici. Hei, nu vă grăbiți, e timp destul. Formați o scară și cățărați-vă să ieșiți. Nu o să meargă, meștere. Ștrumfițo, vă scot eu. Trebuie să fi dezlegat cineva ca ei. Dar, sire, n-am văzut pe nimeni. Sus, 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 ștrumfișorii mei, avem o mulțime de treabă azi. Trebuie să construim, construim, construim. Să ne vopsim casele, să semănăm alte semințe. Sus, 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 ștrumfișori. Papa ștrumf, papa ștrumf, s-a întâmplat ceva îngrozitor. Ce vrei să spui, meștere? I-am ștrumfit pe cavaleri. I-am ștrumfit pe cavaleri? E mult mai bună caldă. Lacomule, cum te-ți arde acum să te gândești la mâncare? Dar ce se întâmplă? Se numește clocot. Clocot? Clocot înseamnă atunci când o anumită ștrumfeală ajunge la 100 de grade. Terciul ăsta de pildă o să dea în clocot în exact 10 minute. Cel mai bine e să-i salvăm pe ceilalți și pe ștrumfiță, căci altfel cu toții o să se topească. Să ne grăbim să-i ajutăm. Nu e timp de pierdut. Să sperăm că sunt oameni cu rațiune. Așteaptă aici, vorbesc doar eu cu ei. În sine, am prins în sfârșit caii ăștia furisiți. Bine, bine, priponiți-i și hai să mâncăm. Hei, hey, sunt caii! Prins-i încoace! Prindeți-i, prindeți-i! Păzea! Prindeți calul ăla! Nu-i mai lăsați să scape! Ridicați! Ridicați! Pe când voi încerca să ștrumfiți soldații, ceilalți erau aici și munceau. Toți ștrumfii trebuie să muncească, v-ați purta cu toții ca niște oameni. Aștept să aud ce aveți de spus în apărarea voastră. Eu sunt de vină, papa ștrumf? Ba nu, papa ștrumf, a fost ideea mea. Ba eu sunt de vină. Iar eu am pregătit o surpriză specială. Nu contează cui a fost ideea. Toți sunteți de vină și sper că v-ați învățat minte odată pentru totdeauna. Da, da, papa ștrumf. Atunci bine, hai să mâncăm de prânz și pe urmă înapoi la treabă.
prânz? Ce avem de mâncare, Papa Ștrumf? Nu știu, Slapi a gătit. Avem terci de ovăz. Terci de ovăz? E, ceva apucat. Am zis ceva ce nu trebuie? Da! De unde era să știu că nu vă place terciul? Vă urăsc, Ștrumf netremnici! Vă urăsc, vă urăsc, vă urăsc! Prinde-l, Azrael! Sunt acolo! Este surpriză! Uite, unul! Prinde-l! Acolo! Acum te-am prins! Pisică proastă! Urăsc pisicile! Nu este cel mai nostru lucru pe care l-ai văzut? Unde s-a dus frumusețea? Unde s-a dus toată? De ce iubitul meu a plecat pe-un tărâm așa îndepărtat? Unde au plecat toți cei dragi? Oh, răștilor! Nu, iubirea nu trece peste orice obstacol. Oglindă, oglinjoară, voi vedea vreodată lucrurile ce mă vor elibera. Mai am doar câteva ore. Această figură hidoasă va fi destinul meu. Oh, poate fi? După toți acești ani de căutări în afara timpului și a spațiului. În sfârșit, în sfârșit. Oprește! 95, 96, 97, 98, 99, 99, doar 99, doi dintre micii meștri lipsesc. Lipsesc? Înseamnă că i-a prins Gargamel? Nu am prins niciun Ștrumf și este numai vina ta, pisică proastă. De seară nu primești nimic de mâncare. 98, 99, da, nu m-am înșelat. Am numărat și eu, Papa Ștrumf, lipsesc glumețul și morocanosul. Cred că i-a ștrumfit Gargamel când s-a dus în pădure. Sportivule, cochetule, urmați-mă la Gargamel. Am înțeles, Papa Ștrumf. Restul, aveți grijă de bebe Ștrumf. Bine, Papa Ștrumf. Pisicile sunt o pacoste. M-auzi, Azrael? Pacoste, pacoste, pacoste. Azrael? Unde s-a dus pisica aia? Azrael! Azrael! Pisică proastă. Aveți mare grijă, micii mei Ștrumfi, și faceți liniște. Bine, Papa Ștrumf. Sportivule, Ștrumfița, verificați în pivniță și aveți grijă la Azrael. Voi doi, veniți cu mine. Oh, e întuneric aici, tu vezi ceva? Nu, nimic. Ce m-ai speriat? Nu sunt aici. Atunci să mergem. Pizi, 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 pizi. Pizi, 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 pizi. Ați ștrumfit ceva? Doar un șobolan, Papa Ștrumf. Și nici el n-a văzut nimic. Ciudat! Bine, repede! Să o ștrumfim de aici înainte să apară Azrael. Pizi, 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 pizi. Pizi, 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 pizi. Îmi pare rău, micii mei Ștrumfi. Nu i-am găsit pe glumeți și morocanos. Papa Ștrumf, dacă nu i-a prins Gargamel, unde sunt? Nu știu, Ștrumfele plecuț, nu știu. Papa Ștrumf nu știe. Ce s-o fi întâmplat? Am căutat peste tot. Cred că i-a prins Gargamel. Papa Ștrumf a spus că nu i-a prins Gargamel. Iar dacă Papa Ștrumf a spus asta, înseamnă că nu i-a prins Gargamel, pentru că Papa Ștrumf întotdeauna știe exact. Ștrumfule cu ochelari. Îmi pare rău, Papa Ștrumf. Bine, toți ștrumfii să meargă la culcare. Vom relua căutările mâine. Săracul glumeț, săracul morocanos. Ce s-o fi întâmplat? Unde pot fi? Unde pot fi? În afara timpului și spațiului, vocea mea se va opri. Plecați de unde sunteți și veniți aici. Veniți la mine! Veniți! Chiar la timp pentru cină. Pisi, 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 pisi. Azrael? Azrael? Azrael! Azrael, ți-am adus mâncare preferată. Noapte bună, Ștrumfițo. Noapte bună, Ștrumfule cu ochelari. Noapte bună, Papa Ștrumf. Noapte bună, glumețule și morocanosule, oriunde ați fi.
În sfârșit, în sfârșit! Când te gândești că v-am căutat atât de mulți ani și acum îmi sunteți la îndemână? Urăsc asta! Dacă n-aș crede că viața este o glumă, aș plânge! Și apoi am venit pe aici! Da, da, sunt sigur că am venit pe aici! Azrael! Vină la Gargamel! Și apoi am venit pe aici, Papa Ștrumf! Glumețule! Morocănosule! Și apoi pe aici, Azrael! Vină la Gargamel! Pisi, 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 pisi! Și m-am împiedicat o piatră chiar aici, Papa Ștrumf! Morocănosule! Glumețule! Morocănosule! Glumețule! Azrael! Gargamel! Papa Ștrumf! Vă mănânc pe toți! Ce-ați făcut cu pisica mea, domnul albaștri? Ce ai făcut cu cei doi ștrumfi ai mei, Gargamel? Ce doi ștrumfi? Știi foarte bine, cei doi ștrumfi! Dacă aș fi avut doi ștrumfi, i-aș fi mâncat! Ar fi fost ultima ta masă, Gargamel! Foarte bine ai spus, Papa Ștrumf, mai spune-i, sunt chiar în spatele tău! Dacă nu-mi spui ce-ați făcut cu pisica mea, vă mănânc pe toți! Dacă mai faci un singur pas, vei regreta, Gargamel! Nu mă face să râd, rozătoare albastră! Pregătiți-vă să fugiți! Da, Papa Ștrumf! Ai mers destul de departe, Gargamel! Nu te apropia! Te mai întreb o dată, Papa Ștrumf! Unde este pisica mea? Oh, Clarhidri, sunt curând mă voi elibera de vrașa ta! După toți acești ani am toate ingredientele pentru a mă elibera! Da! Asta e, trei mustăți de la o pisică portocalie și o lacrimă de ștrumf. Norocul mi-a surâs. Mai am nevoie de trei mustăți? Oh, și am o grămadă. Mai am nevoie de un ștrumf? Și am doi. Voi fi liberă. În curând, în curând, ați auzit? Care dintre voi va plânge pentru mine? Eu să plâng? Ha, mă fac să râd. Urăsc râsul. Trebuie să plângi și o vei face, dar în primul rând, pisica. Ușurel, portocaliule, ușurel. Oh, îmi pare rău, pisica portocalie. Și acum, lacrima. Mă întristează că trebuie să vă fac să plângeți, dar nu am de ales. Mă întristează că trebuie să vă spun asta, dar nu am de ales. Trebuie să luăm în calcul posibilitatea că glumețul și morocănosul nu se vor mai întoarce niciodată. Papa Ștrumf, nu spune asta! Te rog, spune-mi că nu e adevărat! Ștrumfițo, am căutat peste tot și tot nu i-am găsit! Înțelegi? A dus, a dus, a dus! Azrael, te vei mai întoarce la mine! Nu vă pot forța să plângeți! Sper că povestea mea tristă mă va face să plângeți, iar eu voi primi lacrima! Numele meu este Priscila. Tatăl meu a murit. Mama a înnebunit. Vreau o lume fără dragoste. Oh. Tata a fost prima ei victimă. Urăsc victimele. Oh, Priscila, ce bucurie ești pentru mine. Nu vei fi plecat mult, draga mea. Să fii bună cu fiica mea și amintește-ți cât de mult te iubesc. Și de atunci nu mi-am mai văzut tatăl. Copilăria mea nu a fost una plăcută. Jucăriile mi se stricau, n-am avut niciun animal de companie și în casa noastră nu exista iubire și mă simțeam foarte singură. Acesta este ultimul, Papa Ștrumf. Victorule, asta e cel mai frumos tabăr al tău. Nu-mi vine să cred, parcă iese din el. Și eu mi-aș dori asta, ștrumfule blecuț. Nu-mi vine să cred, îmi este dur de pisica aia proastă. Azrael? Azrael? Pleacă! Nu-mi vine să cred că nu mai sunt. Nu pot să cred. Ei, într-o zi a venit un prinț frumos și m-am îndrăgostit. Nu știu de ce l-a urat mama. Nu am înțeles niciodată. Priscila, dragostea mea, câtă bucurie mi-aduci. Nu lipsesc mult, iubirea mea. Și când mă voi întoarce, ne vom căsători. Să nu uiți cât de mult te iubesc. La revedere, iubitule! Îmi va fi dor de tine! Și nu mi-am mai văzut prințul niciodată! Azrael? Azrael? Tu ești? Atunci, ca să nu o mai iubească nimeni,
m-a transformat în cotoroanța asta. Mulți ani am fost batjocura sătenilor. Uite urâta, uite urâta, uite urâta, uite urâta, uite urâta, uite urâta. Dar văd că nu plângeți. Povestea mea nu v-a adus lacrimi în ochi. Urăsc lacrimile. Eu nu plec niciodată, de aceea îmi spun glumețul. Trebuia să o aduci pe ștrumfița. Ea ar fi plâns pentru tine. Timpul trece și fără o lacrimă voi rămâne așa pentru vecie. Auzi, putem merge acasă? Da, îmi pare rău, pisică portocalie. Dacă aș putea să-ți înapoiez mustățile, aș face-o. Așa cum curge râul ștrumf, așa curge și râul vieții. În marea cea fără de sfârșit. Și așa cum știe fiecare ștrumf, memoria celor dragi nu va dispărea niciodată și va fi cu noi întotdeauna. Urăsc asta! Cred că acum voi plânge! Vă mulțumesc! Mamă, te iert! Oh. Acum putem merge acasă? Nouă șapte, nouă șopt, nouă șdouă, 100 și 101. Da! Nu știu de ce mă obosesc să-ți dau de mâncare. Pisică inutilă și stupidă. Dar ar fi mai bine fără tine.